salutare tobie, sunt Cristi și iar eu banana. Și astăzi revenim cu un nou episod din Hexit. Ultima dată eu plecasem în explorare, știi, gen Dora de Explorer, așa sunt și eu, Snake de Explorer. Și ce căcat mi-a dat damage? Nu știu. Ok, eram într-un copac și mi-am luat damage random. Și am găsit aici și a village-ul ăsta și ok. Și am venit să-l explorez. și cam atât. Stai. Sparg frunzele pe aici așa. Fuck. Nu pot să dorm decât tu și să dormim amândoi, de fapt, nu? Tu poți să ieși și eu pot să dorm. Da, dar atunci tot să se vadă IP-ul. Ai ceva dacă se vede IP-ul de la Hamachi? De ce să mai poți să aibă? Și eu, dacă și îmi zice local host, este local game hosted on IP-ul meu. Corect. Hai, da. Gata, poți să intri, poți să intri. Da, și, a fost rapid. Păi, am pus în bate mult. capa. Ok, that was fucking fast. În fine, stai. God fucking damn it. Bun, sunt aici. Și am găsit deja niște chestiuțe. Fuck. Cleaver. What, ce la dracii mi-au de... Nu știu. Eu m-am făcut niște setări. Nu înțeleg. N-am înțeles. Cică, dar n-am înțeles. Nu dau seama, frate. Chestia asta mă bate prea rău. Ce? Cum căcat funcționează cârnatul ăsta de... Îmi iau eu damage. De ce îmi iau damage în puii mei? I don't know. Eu vreau să iau niște seplinguri de-astea de Sakura și chestii. Sakura? Da, Sakura. Băi, de ce ești rău cu Sakura? Îmi place Sakura, e numai bună de la ta casă. What the fuck, am făcut Getting Woods. Păi nu-mi zic că mi s-au resetat. Păi da, logic că s-au resetat, doar ți-ai reinstalat Windows-ul. Da, da, apropo de asta, stai, să văd. Păcât, da. Exact cum credeam. Fuck this shit, eu n-am waypoint către casă. Goddammit. Nu zic eu coordonate. Da, dar tot timp aiure. Eu n-am coordonatele către casă, să trebuiască să vină. Da, numai, singura la mine problema este de la căștile astea. Când dată te auzi puțin, sau nu știu, se aude, puf, așa un pif. Da, mă, da, să știi că chiar e o problemă, având în vedere că tu înainte câteodată nu te auzeai și te auzeai puțin băzăit și toată lumea zicea, parcă aveai Blue Yeti, de ce se aude băzăit? Știi, adică gen, efectiv la mine toată lumea venea și dătea vina pe mine, că de ce se aude băzăit? Ne, dar acum nu se mai aude. Acum nu se mai aude, acum se aude... Super. Aoleo, băi. Hai să văd că parcă văd aici ceva, drace. Eu încerc să caut dungeon-uri și nu găsesc nimic. Am găsit o zonă dreaptă. Dreaptă? Da, cârnat. Bă, mapa încă mai generată. La tine, la mine nu, că tu ai avut salvarea. Da. Știi când ai reinstalat Windows-ul? Dar unde sunt eu nu-i generat, cică. Stai, corect. Bă! Da, bă. Crezi că am bugui mapa. N-ai bugui mapa, stai calm. Da, nu, se vedea numai negru. Și la tine se vedea numai negru, deci da, e bine. N-ai buguit-o. Și eu am avut impresia că am buguit-o prima dată când eu vedeam alte ceancuri când am jucat prima dată cu tine, știi? Aoleu, stai că ăsta nu-i toporul. Pic. Ăsta nu-i pickaxe-ul, goddammit. Doamne, băi, deci mai aveam un timp, știi, în care... Eu eram în chat genul, hai să folosim acest, acest topor și aveam o lopată, să luăm sandul și toată lumea îmi sărea în cap. Și apoi mai aveam și faza aia, cred că o știi pe aia cu, hai să omorâm niște găindai și erau niște oi nenorocite. Gademe, deci eu am sindromul ăla gen. Niciodată nu nimeresc, sunt total pe lângă. Hai de capul meu, hai da. Oh, shit.
Încerc să scot aici lava ca să pot să iau bricurile și de diamantele. Liniștit. Dar chiar ultima dată când am fost la o chestie de genul, că nu cred că se numește dungeon, cred că e mai mult un fel de ruină, că știu că era un mod numit Ruins sau ceva de genul. Și toată lumea mi-a zis că, bă, vezi că ai cam uitat astea, cum se numește, ai uitat diamantele. Nu m-am chinuit să le iau pentru că, hei, pentru două diamante nu stăteam să dau atâta gravel la o parte. Dar de data asta am toporul, nu toporul, am ciocanul și o să-mi fie mai ușor, adică nu trebuie să dau nimic la o parte. Sparg direct. Tu mare șmecher, mă. Avea cu Dano, cum să nu. Bun. Așa vine. Cobor. A, uite, deci. A, fuck, stai că am o idee. Căcat. A, am pierdut o bucată de... Shit! Dobitoc. Dobitoc. N-ați văzut asta. Dracu sparge așa de greu. Ce? Băi, stai că eu spargeam cu lopata. Au. Bă, a ieșit o vacă din asta mică. What the fuck? A, dar chiar eu și dacă ne avem fermă de făcuțe, ești nebun. Aia de când am mai jucat. Ok. Ok. Ok, eu încerc aici să-mi bat capul să văd cum să fac eu chestia asta de... Da. Aia, da. Donde? Cum? Cum se cheamă? Donde esta? Esta? Donde esta? Nu donde! Donde esta? Esta? Storage room! Așa. A, corect, asta făceai tu. Eu am și uitat ce făceam, frate. Deci ca să înțelegeți, astăzi este vineri când filmăm și voi vedeți clipul ăsta probabil că mâine la mine. Deci imaginați-vă că noi n-am mai filmat cu vreo săptămână sau două înainte de Bachmann. Hai că le iau cu asta. Două? Două. Două, dar chiar. Pe vremea aia încă vei de-asta nașpa. Așa zice, bă, de parcă zici că acum am nu știi ce. Frate, știi cum te auzi? Știi pentru mine unde te auzi așa de genul... E o îmbunătățire. Gata, nu-ți convine, a? De ce să nu-mi convine? Nu știu. Mie chiar îmi convine, nu mă plâng, e super. Oh. Bă, dar chestia asta nu e simetrică. A, așa o voce, așa de... Nu știu, care chestie? Ce fac eu aici? A, God fucking damn it. Eu nu știu, aș vrea să găsesc drace ceva, că tot caut aici, vreau să-mi încerc noua armă. Și zicea genul, hai da, hai da! Și nu găsesc și zic, și acum mă cam oftic și zicea genul, oh, fuck my life. Ah. Apoi știi ceva? Nu, fac așa. Pun așa, de super, da. De așa. Arată-le tu cine-i șeful. I don't give a fuck. Arată-le tu cine-i banana. Apoi nu, da, mă încurcă ferma ta de vaci. Na, chef să mă cu câteva blocuri mai încolo, lasă încolo. Cum dorești. Așa? Atunci aici devin, mă, plat așa, plat. E bine că mi-am pus asta sabia aici. Mamă, dar am multe căcaturi. Și tău nu-i bine. Păi cum să fie bine? De ce? Nu știu. Văd o căsuță în partea aia, dar știu din start că nu se merită. Bă, sunt curios dacă exista vreun costum care să aibă speed. Iară te duci la mama naibie, șai? Da, sunt la mama dracu deja, nu că iar mă duc. Am găsit o Hexical Flower. Băi și... Oh, căcat. Am explorat astea deja prea multe, nu mai stau. Deși parcă mă mănânc. Oh, bun. Lapis. Și diamante, lapis și diamante, bun. Exact ce avem nevoie în momentul de față. Nu cred că mai avem prea multe diamante. Să știi că nu prea. Și lapisul e bun. Pentru că îmi bagă lac pe pickaxe. Știi, poate că ar trebui totuși să mă apuc o dată să fac și ție niște
unelte mai ca lumea. Poate. Mă mulțumesc cu 100 de diamond. Adică nu fac mare tam-tam, știi? E lejer așa. Sunt curios dacă pale de diamond, spre exemplu, putem pune... Dar chiar noi nu prea avem iron, nu? Nu știu. Uite, am diamantier. În fine. Uite, iar gold de data asta. Cred că le iau așa, nu le mai prăjesc. Gata, cred că știu de ce te aud așa. Cum auzi? Nu. Wow. Că deodată te aud așa dintr-un punct și de ăsta, că l-am setat să fie 7.1 într-adevăr, dar n-am crezut că se aude chiar așa. Când ai microfon stereo, știi, de studio, se cam aude și nu știu dacă l-am setat chiar bine. Deci probabil cei care au sistem de la 5.1 or să mă audă gen la un moment dat într-o boxă și pe urmă în altă boxă și în altă boxă și în altă boxă și în altă boxă. Și cred că ar fi foarte ciudat dacă ai avea căști din alea așa super șmechere și gen să mă auzi așa în jurul capului și așa. Măi, unde pula mea e ăsta? Stai să văd dacă, dacă pun căștile pe stereo. Da, stai. Stai așa. Și acum dacă vorbesc de aici, cum auzi? What the fuck? Te auzi în spate. Holy... O, căcat, stai așa. Hai să încercăm o chestie. Yeah. Acum cum auzi? Acum din față. Și acum? Tot așa. Ah, perfect. Vezi cum ai deconectat. What? Ok, încerc... Out of memory. Ha, lol. Da, am revenit. Eu aici fac teste cu microfonul. Într-adevăr. Știi, de obicei nu prea se plânge lumea, pentru că, hai să fim sinceri, cât se ascultă la căști din alea așa 5.1, 7.1, dar ar fi ceva. Sau boxe. Boxe mai a zice, dar căști ascultă boxe, mai mult. Cine stă să mă asculte pe mine la sistem, bă, la de la ca lume? Nu, știu, în momentul de față te-am pus stereo, deci acum nu mai au nici, nu mai te aud dintr-o parte, din alta, din ceva, știi? Stereo. Ai m-a pus în pat. Bun. Bă, stai că trebuie să-i iar, holy fuck. Gata. Bă, de care trebuie să-mi iau și eu un pat cu mine. Da. Mă, ce căcat, mă duceam în partea opusă. Nici nu știu să mă duc să-mi bag picioare. Cum mă duc în partea asta? Wow, oribil. Bă, nu știu cum arată chestia asta, storage-ul ăsta așa. Baza de la storage-ul mă arată ciudat. Și pe unde, Doamne, apără să fie intrare? Asta nu știu. Uite, poate aici. Și știu ce, numai nu știu? Ce? De ce cârnat... Stai, de ce nu mai găsesc eu niciun dungeon, frate? Când eram solo, știi câte dungeon-uri găseam? Poate le-ai explorat. Da, mă, dar le-am explorat pe alea, dar de ce dracu nu mai găsesc? Mamă, dar ce ciudat se aude acum fără 7.1. Dar pune-ți-l 7.1. Lasă-mă așa. Ce om, bă. Dar nu, dar te auzi ăsta, la o boxă, te auzi mai tare, știi? Și atunci pâcâie sau nu știu, ceva de genul. Cat. Nu știu dacă și în video se aude așa, dar lasă așa. Chiar e ca așa o să se audă. De fapt, aproape sigur. Lasă așa, nu e nimic deranjant. Bă, cred că am făcut tot colul și m-am întors. Stai. Ce, ești aici? Zoom. De ce cărnat nu mergi, dau zoom? Stai. Dar vezi că poate nu mai tasta Z. Sau ce tasta vei? A, dar chiar că avem. What the fuck? Ah, da. Te bate? N-ai idee. Hai de capul meu, cât de groaznic am dat zoom. Lasă așa, hai că mă uit pe aici. Fuck, eu nu mai văd nimic, trebuie să dau pe M ca să văd ce-i pe-n jur. De ce, nu poți să dai zoom out? Nu știu cum, că aș da. Dă-i la opțiuni, mă. Uite, dă-te la opțiuni, dă-i la control. Stai așa. Am văzut niște chestii de pe aici pe care le ridic. Nu prea vreau să fac asta în clip. Cred că poate aștepta până ce termină, încă nu mai stăm chiar așa mult. Dă-i fixul ultimele. Da, stai.
Nu deranjează pe nimeni, am scos harta până de episodul următor. Chit că o să mă duc ca chioretele, ești nebun. Tu știi? Ce căcat, frate. Uite, de aici nu trebuie să pun. Auzi acolo XP-ul. De la mine? Da. Da, stai, tu te auzi pe tine? Nu. No. Am auzit XP-ul, da. De ar trebui să fac ceva să nu mai mă auzi. Gen deloc. Și cred că știu ce o să fac de în episodul următor. Uite, iar diamante. Ah, ce drăguț. De la o dată de explorat a ajuns un episod de minat. Mă, dar eu n-aveam la mine cârnatul ăla de hook. Ba da, l-am. Degeam am plictisit să mă cațăr pe aici. Ba da, chiar eu nu mai aveam hunger și mă miram de ce nu merge. Uite, diamante și acolo, uite și acolo. Oh. Ba. Bravo. Stai că facem așa. Bun. Am jumătate stack de diamante. Crezi că ne ajung? Jumătate stack? Da. De fapt, stai. Jumătate stack plus încă 8. Plus ce mai au acum? Bă, nu știu. Dacă nu faci nimic cu diamantul, da. Păi, nu știu dacă mai avem ceva de făcut diamante. Asta e problema. A, uite, alte diamante. Holy fuck, bă, dar câte sunt? O groază. Nu știu, nu știu, nu știu. Ce mai avem nevoie? Uite, știu, avem nevoie de redstone? Cred că da, stai să văd. Dacă e atunci, oricum am găsit pe aici o grămadă. 4, 6. Da, iau. 11. 16. Dacă răspunsul tău nu este... 13. Nu e ceva de genul X stack-uri, înseamnă că avem nevoie. Un stack, încă 34. Da. Ia o redstone. Mai putea. Ok, da, așa după ce am luat să mă... Un stack și ceva. Uite, diamante. Piatră. Numai bine că e cascada asta pe aici. Piatră. Gold. Cobble. 16 cobble. Mult față nu mai vine chiar, de chiar așa de mult gold. Cât avem nevoie de redstone, iron și, diamante. Dar chiar, ce am mai avea de face cu goldul? Adică am făcut ce aveam de făcut cu tinkers-ul. Bun, deci așa să facem, ok? Ok, în partea aia. Bine. Deci mă jur, asta e cred că cea mai bună expediție de minat. Pe care am avut-o vreodată. Dar și uite-te cât că o avem. Ca aul lui Iacov, că nu-mi preveam. Paul poți să-l iei, că nu avem. Dai, cum adică poți să-l iau, că nu-ți trebuie? Poți să-l iei, că nu avem, am zis. A, am înțeles și că poți să-l iei, că nu-mi trebuie. Și aici, trecu, mă. A, ce naibă face hookshot-ul ăsta? Bun, un diamant. Și aici, coal, o grămadă. Un card de coal. A, acum găsesc câte un pic pe aici, pe acolo, așa, aruncat. Nu-mi place. Oho, bun. Uite, acolo trebuie să mă duc. Am jumătate de stack de iron, 41 de diamante. 49 de diamante, dacă le punem și pe cele 8 din rucsac. E bine că eu vin, cred că am luat mai multe diamante decât... Deci, atent, eu am luat mai multe diamante decât piatră să-mi bag piciorul. și pe aia am luat-o, pentru că ne trebuia ca să ajung în anumite locuri, că îmi stătea în cale. Gen, n-am luat-o eu că ne... Bine, cam de obicei așa, asta faci la minat. Da, asta e piatră la minat. De cele mai multe ori. Bine. După ce termin început cu
după ce termin, după ce treci de început cu toată chestia aia cu construitul caselor și bla 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 bla. Asta dacă nu vrei să construiești ceva și atunci te duci să cauți, să minezi piatră, că nu prea ai cum să cauți piatră. Ești foarte greu de găsit, știi? Ioi. Mamă, băi, ești nebun, în sfârșit am și o vacanță. După ce... După ce... La voi cât a fost deja? De 2 săptămâni vacanță? Eu am o săptămână. A, da, corect că tu ai avut și practică. Hai să zicem 2 săptămâni la majoritatea și 1 săptămână la tine. Acum în sfârșit am și eu. Oricum a fost 1 săptămână numai bună pentru a da bacu. Da, a fost chiar plăcut afară. Da, a plouat 24-7. Mă rog, nici chiar așa, dar a plouat fix în zilele alea între probele de la bac, ca să nu-ți prea-ți vină să ieși afară, știi? Păi. Să ai chef să stai acasă să înveți, mă rog. Ce glumă bună. Ce dracu mai învață înainte de bac în ultima zi. În afară la român, atunci tocești ca spartul. Oi. Ok, am deja un stack și ceva de crawl, e bine. Suntem pe drumul cel bun. Bun. Ce planuri avem pentru viitor? Ar trebui să ne facem un fel de to-do list ca să știm ce avem de făcut, ce am făcut, ce avem de făcut. Bine. Nu e ca și cum n-am ști ce am făcut, dar să știm ce mai avem de făcut. Păi nu, și tu știi ce treabă a făcut aici. Păi n-am nici mai vagă idee. Până acum să facem un fel, până acum trebuie să facem un fel de storage, să aranjăm și noi pe acolo. Da, acum lucrez la ea. Da, știu. O să pară cam ciudat. Da, e ok. Auzi? Ok, o fi o întrebare cam ciudată, dar noi avem lexica, dar noi avem botanica pe aici. Ce să avem? Nu, nu avem. Nu, bot, nu, mai nu. E păcat. Știi, sunt câteva moduri cu care știu și o să lucrez bine și de... Nu, sale, ha? E fain așa, știi, că dacă ar fi anumite moduri cu care mai știu și eu, am mai face și alte chestii, pentru că e cam nașpa așa să te duci ca și chioretele pe un mod pe care nu-l știi prea bine, cel puțin. Și ești cea de genul, asta cred că așa merge, cred, nu sunt sigur, dar cred. Bine, o mașină merești. Într-un fel e mai fain când explorezi tu. Da, e cam n-aș pasă tot dai fail, să tot dai fail, să tot dai fail. Și te cam enervezi și ca tip care face chestia aia și ca viewer să vezi pe cineva că nu iese, că nu iese, că nu iese, că nu iese. Așa mă uitam eu la un YouTuber, nu mai știu el exact la care. Se tot chinuia să facă o chestie, mă, și chinuia vreo 3 episoade. Știi, gen, n-a vrut să se uite pe wiki în puii mei. Sau măcar să citească comentariile. Da. E ok, că și eu mai mă chinui cu un episod, nu știu ce, bă, dar măcar citesc comentarii după aia sau mă uit la asta și zic, bă, am dat fail, help, ajutați-mă, ziceți în ce dracu trebuie să fac aici, sau mă uit pe wiki și ăla era acea genul, ah, nu-mi iese așa, hai mai încercăm într-un fel, ah, nu-mi iese nici așa. Ok, bine, o fi filmat omul mai multe episoade așa, dar știi că nu-ți iese, o lași pe viitor, te duci face altceva ce știi, măcar minezi, drace. Oi. Bun, bă, ai încheiem și noi episodul aici, că cred că filmăm deja de ceva timp. Mă, nu știu, nu m-am uitat, dacă e încheiem. Bun, hai să încheiem și noi, eu mai adun ceva, restăm și vin și eu acasă. Ok. Bun, și cam asta a fost și pentru episodul ăsta. Așa. Până data viitoare, noi am fost Cristi și Banana. Până atunci, o zi bună să aveți. Bye, bye. Bye.